Bună, dragele mele! Vă invit cu drag să lucrăm împreună pe canalul meu de YouTube. Și am revenit, dragele mele. Voi face pentru prima dată această petală din spate. Da? Iar apoi vom continua cu cea de aici. La această petală eu am folosit alt fir, nu Katrina Stanley, pentru că îmi trebuia un fir un pic, o idee mai gros. Da? Și am folosit acest Alexander. Uitați. Aici, da? Și culoarea este 130. Da? Este un roz pal. Și o să o lucrăm. Este foarte ușoară. O să avem nevoie și de sârmulița noastră. Da? O să lucrăm tot cu croșeta de 1,5 mm. Și o să facem în felul următor. Punem 10 ochișoare de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10. Deci 10 ochiuri de lanț. Da? Și acum aici în primul o să facem piciorușe mici. Facem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9. Da? Facem un ochi de lanț. Și mergem pe partea aceasta. Deci în continuare. Da? Și facem. Un picioruș mic. În următorul, al doilea picioruș mic. Iau pe croșet, în următorul, facem picioruș dublu tras. În următorul fac al doilea picioruș dublu tras. Mai departe. În următorul fac picioruș dublu și fac un. Da? În următorul al doilea picioruș dublu. Da? Acum fac piciorușe triple. În următorul îl facem pe primul și în următorul îl facem pe cel de-al doilea. Da? Uitați cum am lucrat până acum. În ultimul ochi luăm pe croșetă de două ori și facem un felul acesta. Un picioruș triplu. Luăm pe croșetă o dată în același ochi un picioruș dublu. Luăm pe croșetă în același ochi un picioruș dublu tras. Și în același ochi un picioruș mic. Da? Deci în ochiul acesta de aici. Am lucrat tot. Acum mă duc în ochiul de aici, în primul, și fac un picioruș mic. În același ochi, iau pe croșetă un picioruș dublu tras. Iau pe croșetă în același ochi un picioruș dublu. Da? Iau pe croșetă de două ori și mă duc în același ochi.
și fac un picioruș triplu. Deci tot ce am lucrat în ochiul anterior, lucrez și în ochiul acesta, dar invers. Da? De acum încolo lucrăm în fiecare ochi. În următorul, piciorușul triplu. În următorul, al doilea picioruș triplu. Da? În următorul vom face picioruș dublu. În următorul, al doilea picioruș dublu. Mai departe am două piciorușe duble trase, da? Fiecare în ochiul lui. Unu și încă unul în ochiul următor. Mai departe, două mici. Unu și încă unul. Da? Acum aici nu lucrăm, lucrăm aici și facem un ochi alunecat. Da, aceasta este petala mea. Acum băgăm sârmă. Și vă spun imediat câți centimetri de sârmă. Șaisprezece centimetri de sârmă, da, de 0,3 mm. Tot aceeași sârmă, da? Și facem piciorușe mici de jur împrejur, da? Aici nu mai avem niciun loc în care să facem dubluri. Nu avem vârf. Și prindem sârmulița noastră. Da, deci aici nu are ce să caute acest vârf, dar făcut eu ca să știu că va veni la jumătate. Da, deci un ochi de lanț și începem apoi piciorușele mici. Aici acum facem așa sau blocăm să nu mai se ducă nicăieri, da? Și mergem mai departe. Urmează petala în formă de inimă. O să vedeți, are un pic mai multe rânduri, dar nu este greu de făcut. Da, și acum aici facem un ochi alunecat. O să tragem foarte bine de ea. Se ducă sârma bine peste tot, da? Iar apoi ochiul acesta îl băgăm peste sârmă. Asta este petala noastră. Da? Tem prima dată firul și apoi tem și aceste resturi de sârmă.
pe dos o îndoim pe jumătate, felul acesta, iar acum facem cu bricheta și pe aceasta. Gata, este gata și această petală. Da? Acum haideți să mergem cu cea mare. Deci mai mergem cu firul acesta. O să mergem cu Katrina Stanley, cu culoarea 11. Cu acest fir mai subțirel. Felul acesta, da? Și o să facem 20 de ochiuri de lanț. Punem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Deci 20 de ochiuri de lanț. Da? Și acum, aici din primul, începem și facem piciorușe mici și vom avea 1, în următorul 2, în următorul 3, în următorul 4 și în următorul 5. Facem piciorușe duble trase. Și facem 1, 2, 3, 4 și 5. Acum facem piciorușe duble, 5, da? Și facem 1, 2, 3, 4 și mai avem 1, 5, da? Până aici am lucrat fiecare în ochiul lui. Acum facem în următorul ochi două piciorușe duble și în același ochi le facem și avem 1, da? Și mergem în același ochi și îl facem pe cel de-al doilea. Acum, în următorul, un picioruș dublu. În următorul, alt picioruș dublu. Acum, în următorul, un picioruș dublu. Da? Punem 1, 2, 3 ochiuri de lanț și le prindem aici în primul cu un ochi alunecat. Felul acesta. Mergem pe partea cealaltă. Facem 1, 2, 3. Și în același, da? Un picioruș dublu. Mergem mai departe. În următorul avem un picioruș dublu. Imediat să-mi trag fir. Mai departe. În următorul facem al doilea picioruș dublu.
În următorul avem două piciorușe duble. Facem unul și încă unul în același ochi. Da? Acum mergem cu piciorușele duble și avem 1, 2, 3, 4, 5. Da, deci avem 5 piciorușe duble. Mergem mai departe și facem piciorușele duble trase. Unde avem tot 5. Facem 1, 2, 3, 4 și 5. Mai departe facem 5 piciorușe mici. 1, 2, 3, 4 și 5. Aici, în primul, un ochi alunecat. Și mergem mai departe cu următorul rând, da? Și vom face în felul următor. Un ochi de lanț. Din primul facem piciorușe mici și avem 1, 2, 3, 4, 5 și 6. Da? Deci avem 6. Piciorușe mici. Acum mai departe facem piciorușe duble trase. Facem 5, da? Fiecare în ochiul lui. 1, 2, 3, 4 și 5. Da? Acum mergem cu piciorușe duble și facem în următorul un picioruș dublu. În următorul mergem și facem al doilea picioruș dublu. Acum facem o pereche în următorul de două piciorușe duble și facem 1 și încă unul în același ochi. În următorul, un picioruș dublu. În următorul, al doilea picioruș dublu. Da? Acum iar voi face o pereche de două piciorușe duble. Facem 1 și încă unul. Da? Mai departe avem în următorul ochi un picioruș dublu. În următorul al doilea picioruș dublu. Mergem mai departe. În următorul, două piciorușe
duble în același ochi. Facem unul și încă unul în același ochi. Da? Atenție maximă. În următorul ochi, în acesta, deci, haideți să luăm așa. Deci, avem 1, 2 și 3. În cel de aici, în 3, da? Ca să vedeți voi foarte, foarte bine. Uitați, în 3. Facem 3 piciorușe duble. 1. În același ochi îl facem pe 2. Da? Și în același ochi îl facem și pe 3. Și avem 3 piciorușe duble în același ochișor. Da? Acum mergem mai departe și facem în următorul ochișor de aici. Facem un picioruș dublu, da? Și încă un picioruș dublu tras. Tras, da? Deci trecem prin toate un ochi. Acum, în următorul care mi-a rămas aici, în acesta, fac un picioruș mic. Acum merg în mijloc, da? Și fac un ochi alunecat. Merg mai departe. Și am așa, primul ochi aici, da? În care fac un mic. Iau pe croșetă, merg în al doilea, aici, în care fac unul tras și unul dublu. Merg înapoi, da? Față de ce am făcut mai devreme. Aici, în al treilea, voi face 3 duble. 1, în același ochi, 2 și în același ochi, 3. Observați. 3. Da? Acum o să merg în acesta și fac 2 duble. 1 și încă 1. Da? Acum merg în următorul loc și fac 1 dublu. În următorul, al doilea dublu. În următorul fac 2 duble. 1 și încă unul în același ochi. Deci am 2 duble, da? Mai departe. În următorul 1 dublu. În următorul al doilea dublu. O secundiță. Deci, 1, 2, mai am încă unul dublu. Deci, în următorul îl fac pe a treia, cea de-a treia pereche dublă, da? Deci, în același ochi, merg și mai fac încă unul dublu. Acum, facem 2 duble fiecare în ochiul lui. Și în următorul, 1 dublu. În următorul, al doilea dublu. În următorul, mergem și facem 5 duble trase. 1, 2, 3, 4 și ultimul, 5. Da? Acum vom face 6 piciorușe mici. Și avem 1,
2, 3, 4, 5 și 6. Da? Aici facem un ochi alunecat și aici, în primul, facem alt ochi alunecat. Felul acesta. Mai avem încă un rând înainte să prindem sârma. Punem un ochi de lanț și mergem. Facem 3 piciorușe mici, începând din primul. 1, 2 și 3. Acum facem 3 piciorușe duble trase. 1, 2 și 3. Acum avem 2 piciorușe duble. 1 și încă 1. Da? Mai departe o să facem pereche de 2 piciorușe duble. Și facem 1 și încă 1 în același ochi. Mai departe facem iar 2 piciorușe duble fiecare în ochiul lui. Avem 1 și încă 1. Acum mergem și facem iar o pereche de 2 piciorușe duble. 1 și încă 1 în același ochi. Da? Acum facem 3 piciorușe duble fiecare în ochiul lui. 1, 2 și încă 1, 3. Da? Acum mergem și facem iar o pereche de 2 piciorușe duble. 1 și încă unul în același ochi. Da? Acum mergem iar și facem 3 piciorușe duble fiecare în ochiul lui. Și facem 1 în următorul, 2 și în următorul 3. Acum facem 2 piciorușe duble în același ochi. 1 și încă 1. Da? Mergem mai departe. Mergem mai departe și facem iar 3 piciorușe duble fiecare în ochiul lui. Și avem 1, 2 și 3. Da? Acum facem în acest ochi 2 piciorușe duble în același ochi. 1 și încă 1 în același ochi. Da? În următorul, în acesta, vom face 3 piciorușe duble în același ochi. Și avem 1, 2, da? Și mai facem încă unul. Avem 3. Uitați, 3, da? Acum mergem și facem
iar în următorul două piciorușe duble. Deci avem mai pereche aici, da? Avem numai de făcut mai multe în același ochi. Da? Deci am două piciorușe duble, trei piciorușe duble, două piciorușe duble. Da? Mergem mai departe. Facem în următorul, în acesta, un picioruș dublu și un picioruș dublu tras în același ochi. Da? Observați. Mergem mai departe, facem două piciorușe duble trase în același ochi. Și avem 1, 1, da? Și mergem în același ochi și îl facem și pe cel de-al doilea. Uitați. Da? Acum, aici facem unul mic. Iar aici, exact aici, da? Unul alunecat. Acum, exact aici în primul, unul mic. În următorul, două piciorușe duble trase. 1 și încă unul în același ochi. Acum o luăm înapoi, da? În următorul ochi facem unul dublu tras și unul dublu. Mai departe, în următorul, mergem și facem două duble. 1 și încă unul. În următorul, facem 3 duble. 1, da, în același ochi. 2 și în același ochi. 3. Uitați. Da? Acum, în următorul ochi, facem două în același ochi. 1 și 2. Da? Mai departe. În următorul facem 1. În următorul 2. Și în următorul 3. Da? Acum mergem și facem în același ochi două piciorușe duble. 1 și încă unul în același ochi. Imediat, că nu mai vrea firul să se descurce. Gata. Mergem mai departe cu alte 3 piciorușe duble fiecare în ochiul lui. Și facem 1, 2 și 3. Da? 3 piciorușe duble fiecare în ochiul lui. Acum mergem și facem iar 2 piciorușe duble în același ochi. 1 și încă unul în același ochi. Da? Mai departe. Alte 3 piciorușe duble. Și facem 1, în următorul 2, și în următorul îl fac pe 3. Iar două piciorușe duble în același ochi. 1 și încă 1. Da? Acum mergem și facem două piciorușe duble fiecare în ochiul lui. Deci 2. Da? Revenim la 2.
Acum, mai departe, facem două duble în același ochi. Unu și încă unul în același ochi. Da? Iar mergem și facem unu și încă unul. Separat. Acum avem 3 piciorușe duble trase. O să facem 1, 2 și 3. Mergem mai departe și facem piciorușe mici. Și avem 1, 2 și 3. Aici, în acesta, facem un ochi alunecat. Iar acum mergem și facem aici un ochi alunecat. Felul acesta. Da? Gata rândurile complicate. Acum băgăm sârmă. Și o să vă arăt cum bag eu sârma. O iau direct din sol, da? Tot de 0,3 mm. Și o să îndoi un pic de tot aici. Capătul nu las prea multă pentru că nu-mi trebuie. Fac un ochi de lanț. Fac piciorușe mici, da? În fiecare ochi. 2, 3, da, nu le mai număr, că nu e neapărat să le numărați. Facem în fiecare ochi anterior, ca să prindem sârma pe margine. Astfel de petale, dragile mele, vom face 2, da? Deci mergem și prindem cu piciorușe mici. Facem de jur împrejur. Acum o să trag ușor de petală, da, să mi se așeze foarte bine sârma. Și mă duc cu această sârmuliță în jos, felul acesta. Îi fac aici o adâncitură, da? Merg și prind. De piciorușe care se prind mai greu. Acum aici fac picioruș mic și mă duc jos aici și fac un ochi alunecat. Da? Și o ridic ușor în sus pe partea aceasta. Vin aici. Și încep iar și prind piciorușele mici. Să
mișc sârma în partea cealaltă să nu mă înțepe, da? Și merg mai departe. Ajung în capăt. Ați văzut, eu iau sârma direct din sul, nu mai stau să o mai măsor, da? Și o prind cât am nevoie. Avem un pic. Dacă vreți să mă întrebați ceva ce n-ați înțeles, vă invit să o faceți. Pentru că la anumite tutoriale am comentariile dezactivate, vă puteți înscrie pe grup, pe grupul creat de mine, să croșetăm cu Maria Raluca Ene, se numește grupul. Iar eu vă aprob înscrierea și puteți să îmi scrieți ce anume aveți să mă întrebați, da? Prin intermediul acestui grup puteți lua legătura cu mine. Vă răspund imediat ce văd mesajul. Da? Între treburile mele vă răspund. Dacă sunt imediat ce sunt disponibilă, vă răspund și vă lămuresc, da? Nu e nicio problemă, puteți să mă întrebați absolut tot ce nu înțelegeți voi. Unde vi se pare complicat și nu înțelegeți, mă puteți întreba. Așa. Aceasta este petala noastră. Da? În formă de inimă. Prindem bine. Tăiem, da? Și firele de sârmă. Așa. Dar tăiate cu foarfeca, pentru că este o sârmă mai subțire, da? Acum, dreptăm, da? Îl pliem aici foarte bine. Pornim bricheta. Atenție să nu vă frigeți, v-am mai spus eu, da? Aceasta este petala. Astfel faceți două bucăți, da? Acum, dragele mele, vă invit să lucrați frunzulițe de la celelalte tutoriale cu orhidee. O să găsiți acolo frunze de orhidee, da? Și puteți să lucrați de acolo. Eu nu o să mai fac frunze, o să mă duc și eu tot la una dintre orhidee și o să iau de acolo frunze. Iar în următoarea parte voi face asamblarea, da? Deci voi continua cu asamblarea și cu această, deci de deasupra capului, da? Cu această aură de aici de sus, da? Spor la lucru, dragile mele!
Dragele mele, am încheiat și acest tutorial. Vă aștept cu drag la următorul tutorial să lucrăm din nou împreună.